6 mașini au fost implicate într-un accident rutier pe autostrada A1 București-Pitești, zona Bulintin-Vale, pe sensul către capitală. 2 femei au fost rănite. 323 de persoane au fost testate pozitiv în ultimele 24 de ore, iar cele mai multe cazuri sunt în București, Ilfov și Cluj. La ATI sunt internate 112 persoane. Guvernul de la Kabul a fost preluat de talibani, iar președintele afgan și-a dat demisia. Transferul de putere se va face pașnic, scrie presa din Orient. Personalul ambasadei Statelor Unite din Kabul a fost evacuat cu elicopterul. Joe Biden a trimis încă 1000 de soldați în Afganistan pentru a asigura o retragere ordonată. Ai grijă cum îți planifici vacanța. De astăzi, Turcia, Statele Unite și Israel intră pe lista roșie, iar Olanda și Malta sunt pe cea galbenă. Organizatorul marșului Bucharest Pride a fost amendat cu 7000 de lei pentru depășirea numărului maxim de participanți. Știi!